Salutare la toți! Cu voi e Sergiu și azi facem un video care nu mulți, dar o parte mare din voi l-ați așteptat. Adică casa noastră după un an jumate, aproape 2 ani, trăiți. Ce aș schimba? Ce aș face altfel dacă aș construi acum din nou? Pentru că timpul trece, mințele se schimbă. O parte din lucruri care le-aș schimba pentru că a trecut ceva timp, un an jumate, dar o parte aș schimba sau aș face pentru că nu am avut bugetul atunci să facem asta. O să încep de afară, dintr-un capăt, tot casa prin prejur, după care o să mergem în casă să facem turul casei și să vă spunem ce schimbări și în casă am face. Așadar, vreau să încep din partea asta. Copertina noi am făcut-o pe urmă, dar ce aș schimba aici, dacă aș face din nou? Aici eu aș face nivel să fie drept, nu să fie așa, landshaft. Pentru că nu-mi place să stai mașina la deal. Adică era să-l fac drept aici așa și aici două scări. Nu-i tragic. Asta e una. A doua, casa aș da-o 3 metri mai în față. Pentru că să am loc în spate, o să vă spun acuși de ce să ajungem și acolo. Aici adică aveți să micșorez gazonul cu 3 metri, nu-i tragic, că oricum e mare. Brăduții avea să-i pun deodată, nu i-am pus pentru că nu am avut bani atunci. Tot equalizerul acesta l-aș pune în partea asta, aici jos, adică toate furtunurile astea le-aș trece prin scară, prin beton, pe sub pământ, toate să fie aici, sau acolo, sau acolo. Să fie și furtuna aici pentru spălat, pentru că aici nu e chiar comod și frumos de asemenea. Tufărașii ăștia avea să-i punem. Asta la noi temporare ce am pus, nu vă uitați, roșiile, așteptăm să scoacă, să mâncăm roșii, ceri. Referitor la pavaj, îmi place, nu l-aș schimba, dar aș lua 10 pe 20. Adică asta, vedeți, e așa un fel de formă nestandardă, dar sunt drepte, 10 pe 20. La moment nu erau, trebuia să aștept 3 luni undeva și am mers cu varianta asta. Da, dacă știam că o să fie așa, așteptam 3 luni, pentru că uitați-vă, vedeți cum se, nu s-a așezat el bine. Și băieți care l-au pus, au fost niște copii care nu știu a pune pavaj. În general, el e mai fragil, adică sunt lucruri, că vedeți, e ca colțuri așa, sunt multe colțuri așa care stric, pentru că el e mai slab. Acela pătrat, dreptunghiular, adică 10 pe 20, cel mai puternic. Dacă era drept, aici posibil facem și garaj. Erau două scări aici, acolo vei să fie tot drept. Și posibil închideam să fac garaj. Referitor la casă. La casă, cum îmi place foarte mult, n-aș schimba nimic, doar aș pune aici sticlă. În partea asta sticlă și aici aș închide cu sticlă tot asta. Nu-i târziu încă să facem asta, posibil să facem noi asta. Pentru că vara nu e problemă, dar iarna suflă vântul cu zăpadă și aici nu e chiar comod să ținem încălțămintea. Hai să mergem în partea asta, în spate. Aici parcă am terminat. Așa, așa, așa. Aici da, am terminat. Doar asta, aș da casa 3 metri mai încolo. Să fie mai mult loc în spate. Haideți să mergem în spate. Aici tot, așa cum am mai spus, brăduțe avea să-i pun de atunci. Dacă aveam bani și scoarța asta la fel. Pentru la noi aici, dacă țineți minte, era inițial gazon. Și acum a trebuit să scoatem gazonul, să facem din nou, săpăm, străim. Irigarea automată la fel, dacă era să fac din nou, o treceam pe sub pământ, să nu se vadă. Nu-i strașnic bucățica asta că se vede, trebuie să o vopsesc alb, dar oricum. Trecem la foișor. Foișorul așa și așa. Acum vrem noi o intrare și acolo. În general, noi vrem partea asta să fie deschis. Nu e greu de făcut, adică scoate aia asta tot, dar nu ne place X-urile astea, adică vrem rânduri. Rânduri să fie mai modern, că așa e prea clasic foișorul și nu ne place. Și iarăși să fie open space, că acum vedeți, e stâlpi. Da, și iarăși, respectiv, dacă casa era cu 3 metri mai încolo, făceam cu totul altfel aici. Altfel făceam foișorul, altfel sarete și mai modern. Că așa parcă e mare, dar e mic.
E mare, dar e mic. Vrem să punem o măsuță mică aici pentru de stat ziua. Și când punem măsuța aici, masa trebuie să o dăm acolo. Și când dăm masa acolo, locul e foarte puțin. Apa asta care ies în spate, aș muta-o în partea asta la altă, să nu se vadă de acolo. Așa aici. Dacă casa era cu 3 metri mai încolo, iarăși ajung la asta. Respectiv era și grădinuța mai mare. Aici noi vrem să scoatem gazonul și să punem așa, niște roșii, niște castraveți, așa pentru noi. Să avem ocupație afară, să avem legumele noastre. Aici am făcut recent copertina asta, ca să mai depozitez niște lucruri aici. Și dacă aș face din nou, debaraua deja e plină. Aș face debaraua mai mare și sub debara aș face beci. Aș face beci pentru că e un lucru care la moment atunci nu vroiam, dar acum vreau. Nu avem unde să ținem roșiile murate, castraveții și multe lucruri altele care necesită beci. Iarna la noi în debara e minus, e foarte fric pentru că nu e tras căldură, păi debara. Și vara e foarte cald aici. Adică nici vara, nici iarna nu putem ține, nici roșii, nimic aici. Aș face beci și debarau mai mari și copertina aici mai mare. Acolo o să fie rafturi. Iar ca să depozităm lucruri. Parcă nu ai nimic, dar e plin și nu încape. Dacă așa aici în debara, dacă să ne uităm, uitați-vă ce se face aici. Parcă nimic, dar totul e plin. Dacă numai acolo e jacuzile care trebuie să-l scoatem de grabă. Să mergem mai departe. Aici la fel, era mai mult loc dacă casa era mai în față și puneam și batutul aici și jacuzile. Aici cum este, așa era să lăsăm gazul cu gazul. Dacă făceam din nou și aveam bani, era să pun pompă caldă care lucrează pe lumină. Acolo sunt mai multe variante și pompa asta nu e tare ieftină, dar am căutat acum în ultima vreme și e foarte super pompa asta și iese mult mai ieftin ca gazul și se poate folosi și pământul ca sursă de încălzire, adică la pompă vin niște țevi care se îngroapă la 50-80 de metri în pământ și iarna el pompează căldura din pământ. Adică sunt trei variante, cu apă, cu aer și cu aceasta cu pământ. Foarte super. Dacă făceam din nou, făceam cu pompă, la sigur, pentru că iese mai ieftin și mai ales acum cum s-a scumpit gazul, nu de 3 ori, dar de vreo 10 ori mai ieftin o să fie. Așa, acum haideți să mergem în casă. Salut! Și Miuța aici. Miuța, tu te implici în tur? În tur casă te implici? Da. Hai scoală! Acum eu sunt funcționat. Hai să facem turul, da, împreună. Hai să începem, ca așa, am intrat în casă și să începem de la stânga. Aici e biroul meu, care e și birou, și cameră tehnică, și garderobă. Și dacă am face din nou, așa cum am mai spus, noi am face încă două camere în plus. Corect, o garderobă personală. Asta tot afară, acolo unde debarau. Pentru că casa o mutam 3 metri în față, știi? Da. Și făceam acolo încă două camere. E mare, casa e super, dar uite ca asta, aici colțul ăsta tehnic e preîncărcat. Pentru că chiar și luminile și asta nu avem unde le pun. S-a fost numai birou, adică are... Da, să fii mai... că e nădușal așa. Da. Și mie mi-e greu cu haine. Și cu hainele, da, acolo și apa și electricitate, tot acolo. Să mergem în camera părinților acum. Aici ce am schimbat noi? Noi aici trebuie să punem niște... Noi încă n-am zis. Este-o, știi? Pregole. Da, da. Baia... Iarăși, dacă făceam noi designul din nou... Ariana aici s-a adus tot... Da. Dacă făceam noi designul din nou, probabil o făceam mai mare, ca să facem jumate din ea garderobă. Dacă nu aveam loc în spate. Da. Salonul. Să trecem mai departe, hai să terminăm cu salonul. Salonul încă nu-i finisat pus. Canapelele noi le lăsăm... Da, e super, așa cum este, nu știu, salonul îmi place. Mie îmi place. La bucătărie aș schimba multe. Dar salonul îmi place. Baia asta mare... Baia e super. Unica ce aș schimba, prizele le-aș pune prin părți, știi? Sau
să aibă, da. Și două, că noi avem doar una acolo. Pentru că inițial aici era proiectat că să fie doar un lavoar așa la mijloc micuț și priza din stânga. Dar dacă știam ca să facem așa, priză prin părți. Și iarăși mașina de spălat n-aș fi vrut să fie aici. Păi da, era să fie în camera tehnică, dacă aveți în cazangerie sau unde. Da. Era să fie acolo și dacă tot aveam loc acolo, probabil s-o luat și mașina de uscat. Probabil. Nu-i tare comod, că cam stric hainele din câte am citit, da. Dar așa rest e ok. Da, rest ok. Nu știu, chiar și de era și mai mare dacă nu era mașina aici. Da. Chiar și de mărini. Da, dușul e super. Și da, cu sticla asta mai ales. Sunt foarte mulțumit. Foarte super. Și aici tot super. Încăpător. Mai departe, aici masa unde noi mâncăm. Noi mâncăm foarte des acolo. Dar sigur, când suntem mai mulți, mâncăm. Și când și încăpătoare foarte tare. Când, dacă mâncăm toți împreună, ne așezăm aici. Dar așa noi mai mult pe rând mâncăm. Da, îmi place că încăpătoare. Ce este lor. Când stăm la masă, noi facem aici anul nou, sărbătorile aici, că de iarnă. Vara avem noroc de foișor, poate de asta nu folosim așa de des, că foișorul într-adevăr ajută. Uh-huh. Aici barul Cristine. Și al lui Sergiu. Camera lui Alex. Camera lui Alex. Tot așa cum este, super, adică n-am schimbat nimic aici, doar patul să-l schimbăm, că și ăsta e tare. Pe viitor vrem patul să-l schimbăm, da. Puțin incomod aici, dar da. Așa e ok. Și mergem la Riana. Camera Rianei nimic, o lăsăm așa. Nu, în principiu, camerele ele sunt super, standard, așa cum da, sunt, da, standarde. Super. Ajungem bucătăria la bucătărie. Eu inițial am vrut insulă, știi? Da. Numai așa cum s-a proiectat. Dar nu era să fie loc. Da. Adică aveți să fie ca socoate, jumate aici, jumate acolo. Dar cea mai mare schimbare care am face-o când construiam pereții ăștia, nu i-am face. Că să fie un loc întreg aici. Și puteam să facem insula. Așa, să putea de făcut și insula, da. Să putea la mijloc și cu lung încoașe, știi? Să putea. Sticlă. Sticlă? Ce ai de sticlă? În locul de teracota asta? Da. Asta? Sticlă? Cred că dacă stângem... E luminos aici, nu e tare întuneric, dar... Da, noi... Acum mi-am dat seama ce am avut în vedere, Sergiu. Aici am fi avut geam. Aici geam, da. Frișorul. În loc de dulapuri, da. Să fie geam, într-adevăr că e mult și mi-aș ține și eu florile mele să aibă... Da, asta e una, dar a doua se putea și altfel de făcut, se putea tot aici din geam de făcut. Mm-hmm. Să vezi afară. Asta nu știu, n-am văzut undeva? Nu cred că am văzut undeva, dar spate făcut. Din metal, carcase, spate făcut. Spate, e ceva neobișnuit. Frumos. Nu mult se gândesc la asta, dar spate. Se putea, acum de-am nu mai faci, dar se putea de făcut. Clar că colțurile aveți să fie beton, că da, aici fi tot fi beton, că să țâie pe ceva, dar era adică super. Adică aveți să mărească și anturajul și... Și lumină și vieză, altfel. Că așa colțul și ăla așa parcă eu leacă închis. Mm-hmm. Geamuri sunt prin părți, așa, nu e întuneric, dar întuneric era să fie super dacă făceam din geam. Și cam asta. Aici deja insula aveți să o facem altfel și poate în lung așa, dacă nu erau pereții ăștia. Hai să ne ridicăm și în pod. Așa. Podul, la noi spate de mers pe el, e făcut așa că putem merge. Dar aici e foarte mult loc pe care noi nu-l folosim. Doar ca depozit, vedeți așa. Dar dacă făceam din nou, puneam într-o cameră la copii o scară, de asta mai stabilă, care e de... Nu, care se deschide. Și era să facem aici o cameră. Dacă aveam bugetul, făceam aici o cameră mare. Posibil pentru oaspeți, că trageam și căldură aici sus, dar trebuia de încălzit și asta. Adică de pus spumă aici la toate astea, că să fie încălzire aici iarna, să nu fie tare frig. Și primeau o daie foarte mare și mai mult pentru aspiți asta că să fie dacă ceva știi să doarmă, dar dacă pentru zilele noastre de zi cu zi aici era să fie teren pentru copii, teren și pentru filmare. Făceam un teren nou aici. Noi aici avem acum vreo 70 de metri pătrați, da. Pe care nu-i folosim și uite așa nu-i folosim ca depozit. Da, dar că am pus depozit, da. De două ori pe an, ca ne urcăm și punem asta. Am mai filmat noi aici câteva videouri, dar... E greu. Da.
Și am vrut să spun încă despre ferestrele noastre mari și căldura prin pardosea. Condensat, umiditate, nu este așa ceva la noi, nu este. Mulți scriu și mulți se întreabă dacă căldura e doar prin podea, e de ajuns sau nu e de ajuns, plâng ferestrele, cum se mai spune la noi, sau nu plâng. Condensă. Nu, nu plâng deloc, nici o picătură. La noi, uitați-vă cum îi stă treaba. Căldura e doar prin pardosea, calorifere nu avem. Iarna, ferestrele sunt deschise la microaerisire, jumătate centimetru. Sunt ferestre care au așa opțiune, care nu au, la noi nu au așa opțiune, microaerisire care se numește. Pur și simplu, puțin am deschis și la jumătate centimetru stau deschise. Asta e pierdere de căldură, nu știu, 5-10% iarna, dar în schimb casa e uscată și e caldă. Căldura iarna la noi lucra la minimum 34 de grade, lucra cazanul. Adică menținea apa la 34 de grade căldură și când erau frigurile cele mai mari, minus 15, minus 20, au fost câteva săptămâni, au fost normal în casă. În casă 23-24 de grade și 25, că se ne-a friguras. Și cam asta, cu umiditate deloc probleme, căldura din pardosea e vine tot în sus, de jos în sus și se suc tot. Chiar și hainele, ca spală hainele, că se ne înșărăm în baie, a doua zi suscate. Dimineața sunt uscate. În fiecare cameră avem găuri de 100 și este mereu circuit de aer în aerisire în casă. Și cam asta. Sperăm că pe oamenii care sunt la etapa de construire acum să ajutăm cu sfaturile noastre, cu ce am face noi dacă făceam de la început. Pentru noi a fost asta o experiență, prima noastră experiență de a face o casă. Da. Și nouă oricum ne place așa cum este. Yes. A făcut o treabă bună. Și cam asta. Pupici la toți. Pa, pa, să aveți o zi frumoasă în continuare și succes la reparații, la construire, dacă faceți ceva. Pa, pa. Pa, pa.